astăzi în colecțiile bibliotecii județene Vâlcea este aceea că pe filele de la începutul și de la sfârșitul volumului, un fost stareț al mănăstirii Hurez, pe numele său Dionisie Bălăcescu, a transcris o corespondență dintre Avgar, regele cetății Edesa, și Iisus Hristos. Ei, din această corespondență reiese înfățișarea umană a lui Iisus Hristos, care era de altfel un text cu mare vechime, ce data undeva din secolul al IV-lea, dar care a pătruns relativ târziu în spațiu cultural românesc, în secolul al XVIII-lea. Iar aici, cei care sunteți interesați, am transliterat în limba română cu caractere vizibile și inteligibile, ca să puteți să citiți și dumneavoastră această corespondență despre care vă vorbeam mai devreme. Și pentru că tot datorită lui Antimi Pireanu, Râmnicu a devenit un centru tipografic extrem de productiv în secolul al XVIII-lea, întrucât el a înființat la episcopia Râmnicului o tipografie pe vremea când era episcop, nu puteam să nu reprezentăm în această expoziție instituția episcopiei Râmnicului și în acest sens am ales o lucrare cu caracter monografic publicată în anul 1906, intitulată Istoricul eparhiei Râmnicului Noul Severin, scrisă de mitropolitul Atanasie Mironescu, lucrare ce prezintă istoricul și organizarea eparhiei Râmnicului Noul Severin. Alături am expus istoria eparhiei Râmnicului, o ediție revăzută și adăugită, ce poartă semnătura înalt preasfințitului arhiepiscop Gherasim, volum care a apărut în anul 2009 și care nu reprezintă numai o istorie propriu-zisă, ci vorbește și despre rolul multiplu pe care l-a avut această episcopie în viața culturală și spirituală a țării. Mai avem aici un exemplar la fel de valoros, este vorba despre volumul Cerurile Oltului, autor Valeriu Anania, ce face referire la schiturile și mănăstirile din județul Vâlcea și care este valoros și prin prisma faptului că deține autograful și dedicația autorului. Și pentru că tot am vorbit despre Antimi Pireanu, în această vitrină puteți observa că personalitatea sa complexă a constituit preocuparea numeroși cercetători. Și avem aici lucrări dedicate lui Antimi Pireanu și semnate de academician Gabriel Strempel sau academician Dan Horia Mazilu, profesor universitar Eugen Negrici, conferențiar universitar dr. Ioan Stelazăr. Iar în partea de jos a vitrinei, un secol mai târziu, o altă personalitate culturală care își punea amprenta asupra Râmnicului a fost Anton Pan, unul dintre pionierii culturii muzicale și literare românești. Din creațiile sale, Biblioteca Județeană deține o ediție tipărită în anul 1955, intitulată Cântece de Lume, ediție care grupează aceste cântece în patru categorii. Cântece populare, cântece influențate de muzica greco-orientală, cântece influențate de muzica apuseană și cântece de stea și cânturi monahale. Alături de acest volum ce poartă semnătura lui Anton Pan se află alte două volume aparținând lui Constantin Mateescu, Drumurile lui Anton Pan și Constantin Mohanu, Bicentenar Anton Pan, volume care pun în lumină repere biografice semnificative din viața lui Anton Pan. Mulțumesc! Această vitrină am dedicat-o scriitorilor vâlceni contemporani care s-au afirmat pe plan național și astfel puteți admira aici romanele lui Dinu Săraru, reeditate în colecția de lux Adevărul, sau lucrările dramaturgului și scriitorului Doru Moțoc. În partea de jos a vitrinei, două volume semnate George Anca, un scriitor vâlcean specializat în indianistică, antropologie culturală și literatură universală și comparată. Și nu în ultimul rând, două lucrări ale prozatorului și eseistului Constantin Mateescu, dedicate Râmnicului, Cartea Râmnicului și Râmnicul Râmnic.
pentru ca imaginea să fie cât mai completă, am ales să expunem aici și câteva lucrări ce fac referire la personalități politice care și-au legat destinele de Vâlcea. Avem aici un volum din La Grande Encyclopédie, o ediție de lux editată în 31 de volume la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea. Volum care conține un articol biografic dedicat lui Alexandru Lahovari, un politic român și descendent al unei importante familii din Râmnicu-Vâlcea. Iar în partea de jos avem o lucrare a lui Ighe Duca, Portrete și amintiri, de fapt o serie de articole și conferințe menite să caracterizeze mai bine unii oameni și unele împrejurări, după cum afirma chiar autorul, și printre cei caracterizați se află Ion Cebrătianu sau Ion I. Cebrătianu, Vintilă Brătianu, Nicolae Filipescu, C.G. Disescu și mulți alții. Și un volum cu caracter monografic, dedicat de data aceasta omului politic Ighe Duca, care poartă semnătura istoricului și criticului literar Valeriu Râpean. Am ajuns la ceea ce am numit partea a doua a expoziției, care cuprinde personalități de anvergură din diverse domenii și lucrările acestora, prin intermediul cărora cultura românească a atins nivelul său maxim de afirmare internațională și nu puteam începe cu altcineva decât cu Mihai Eminescu, poetul național, reprezentat aici printr-o ediție facsimilată, Manuscrisele Mihai Eminescu, apărut în anul 2004, sub egida Academiei Române, în care sunt reproduse caietele eminesciene, fără o ordine cronologică și fără ca să se intervină cumva asupra textului original, lăsând posibilitatea cititorului să înțeleagă singur ceea ce descifrează. Fiecare volum este însoțit de un CD, am expus și un CD, CD care redă cu maximă exactitate structura unei pagini eminesciene. Alături de acestea se află și două volume din operele lui Eminescu, o ediție reprodusă după ediția originală Perpesicius. Mai departe avem două albume dedicate sculptorului Constantin Brâncuș, cel mai mare artist plastic și care, după cum știți, ocupă un loc deosebit în istoria artei mondiale, o figură centrală a mișcării artistice de avantgardă. Încadrate aceste albume de două lucrări, ediții aniversare dedicate Ceciliei Cuțescu-Ștor. Cecilia Cuțescu-Ștor a fost o pictoriță cu o activitate deosebit de intensă în perioada interbelică, originară din Vâlcea, din comuna Câimeni, și care, asemenea lui Brâncuș, a fost considerată avangardistă. Ea, ca să vă faceți o idee despre anvergura ei, a expus și a expus creațiile la Paris, la Veneția, la Amsterdam, la Barcelona sau Varșovia. Și pentru cei interesați, la Muzeul de Artă sunt expuse câteva dintre creațiile Ceciliei Cuțescu-Ștor și pot fi admirate foarte îndeaproape. Mai jos avem un album dedicat pictorului Nicolae Grigorescu, unul dintre fondatorii picturii române moderne, album care conține 116 reproduceri ale lucrărilor sale și câteva repere biografice. În domeniul muzicii s-a făcut remarcat și a devenit celebru în lume marele compozitor George Enescu. Avem aici o ediție originală a tragediei Oedip, compusă de George Enescu în perioada 1923-1931 și dedicată soției sale, Maria Tescanu Rossetti. Vreau să vă spun că această ediție este ediția ce cuprinde partitura completă, inclusiv acele știme de orchestră. Pentru că 3 ani mai târziu, după finalizarea acestei opere, o editură din Paris, editura Salabert,
a publicat reducția pentru pian și voce a partiturii, însă nu și partitura generală. Acest lucru s-a înfăptuit mult mai târziu, undeva în anul 1964, și a fost făcut de Editura Muzicală din București. Și Biblioteca Județeană deține această ediție originală. Mai puteți observa o simfonie concertantă pentru violoncel și orchestră, precum și o antologie de texte despre George Enescu, apărută la Râmnicu Vâlcea, autor Viorel Cosma. Iar în partea de jos, un volum din cele 29 de volume ale lucrării The New Grove Dictionary of Music and Musicians, un volum care tratează domenii precum genurile, stilurile și genurile de muzică, instrumente, artiști, compozitori. Iar acest volum l-am deschis la pagina care cuprinde un articol despre marele pianist Dinu Lipati, două CD-uri cu Dinu Lipati interpretând diverse piese din Mozart, Bach, Chopin sau Brahms, o lucrare cu caracter monografic dedicată lui Dinu Lipati de Dragoș Tănăsescu și apărută la Editura Meridiane, precum și o colecție de CD-uri cu lucrări interpretate sub bagheta celebrului dirijor Sergiu Celibidache. Iar la sfârșit, partea a treia a expoziției și ultima parte de altfel, care pune în valoare rolul deosebit de important al culturii populare în construirea identității naționale. Și în acest sens am expus câteva lucrări semnificative, una dintre ele fiind Atlasul etnografic român, o lucrare monumentală care oferă o imagine reală asupra culturii populare la cumpăna mileniilor. Aflat în plin proces de publicare acest atlas, pentru că până în prezent nu s-au publicat decât 3 volume dintre cele 5 preconizate să apară, acest atlas, vă spuneam, oferă sau umple un gol de informare privind societatea rurală contemporană. Iar volumul expus aici, intitulat Ocupațiile, a apărut sub egida Academiei Române și sub coordonarea lui Ion Ghinoiu și înfățișează scene reprezentative din sau pentru cultivarea pământului și creșterea animalelor, operațiuni precum aratul, semănatul, plivitul, recoltatul și treieratul cerealelor, sau diferite tehnici și procedee de muncă, precum și tipurile de unelte folosite. Are aproximativ 300 de pagini și 128 de hărți color și 130 de planșe. În partea de jos avem două albume care descriu costumul românesc de patrimoniu, costumul popular românesc, din fiecare regiune a țării, costum popular care, alături de limbă, tradiții și obiceiuri, constituie o emblemă de recunoaștere, un simbol, o marcă de apartenență a celui care îl poartă la un anumit spațiu cultural. Urmează două cataloage ce prezintă ceramica populară românească. În imagine avem trei ulcioare